Profesor doctor inginer Coleta de Sabata a lansat miercuri 16 noiembrie versiunea în limba franceză a cărții Universitatea Politehnică Timișoara, Oameni, Idei, Fapte. Evenimentul a avut loc în sala polivalentă a Bibliotecii Universității Politehnică Timișoara. Deci, prima ediție acestui volum a apărut cu 10 ani în urmă și a trecut absolut neobservat, dar nu l-am scris din plăcerea, pe de-o parte, de a arăta sentimentele mele de respect față de școală și față de profesorii noștri. Doamna rector Coleta de Sabata a dorit să facă cunoscut publicului ce oameni au format și, de asemenea, cine sunt oamenii de renume din Universitatea Politehnică. După o pauză de 10 ani, s-a hotărât realizarea unei cărți în alte limbi străine pentru a oferi în dar oaspeților străini care vizitează Politehnica Timișoreană. Autorul este foarte încântat de traducerea acestei cărți în limba franceză și promite că se vor face traduceri ale acestei cărți și în limbile germană și engleză. Coleta de Sabata a mărturisit că ideea acestei cărți a fost aceea de a arăta respectul față de profesorii Universității Politehnica, de a oferi un omagiu prin intermediul cărții oamenilor ce au făcut ceva pentru Universitatea Politehnică Timișoara și, de asemenea, oamenilor ce au rămas în istoria universității. Traducerea și notele cărții au fost realizate de conferențiar universitar dr. Mirela Cristina Pop. Mi-a vorbit despre cartea domniei sale, carte care a apărut în anul 1997, prima ediție, pe care intenționa să o publice într-o ediție adăugită, completată, adăugită și revizuită, cu ocazia aniversării a 95 de ani de la înființarea Universității Politehnică Timișoara. Mi-a mărturisit că i-a propus acest proiect domnului rector, domnul profesor universitar dr. Viorel Aurel Șerban, și că domnia sa a fost deosebit de încântat de această inițiativă de a traduce, iată, cartea domniei sale, Universitatea Politehnică a Timișoara, Oameni, Idei, Fapte, în limbi străine. Această monografie în limba română, respectiv, iată, în limbi străine, aceste monografii sunt pregătite de obicei pentru aniversări ale instituției. Evenimentul de lansare a cărții marchează și 20 de ani de activitate a editurii Politehnica. La acest eveniment a luat parte și directorul Institutului Francez din Timișoara. Este un eveniment foarte important și mă bucur să iau parte la acesta. Consider că această carte este o panoramă a istoriei Universității Politehnică Timișoara, felul în care această universitate se implică în viața orașului și în activitățile pe care le-a desfășurat de-a lungul timpului. Sunt cu atât mai încântat cu cât prima limbă în care a fost tradusă această carte este limba franceză.